În această seară, cu ajutorul Domnului, dorim mai mult poate o aplicație mai practică pentru noi decât a intra în detaliile spațiului geografic și istoric, cultural, a ceea ce reprezintă și vorbește Domnul prin profet cu privire la împărțirea țării. Aș dori să privim înspre partea aplicativă pentru noi, pentru viața noastră și în mod special ceea ce se repetă mereu aici legate de hotar, lângă hotarul lui Beniamin, lângă hotarul lui Isahar, lângă hotarul lui Zabulon, lângă hotarul lui Gad și toate aceste dimensiuni au hotar, adică au granițe, au limite. Și noi ca oameni, așa cum Apostolul Pavel vorbește când este la Atena, în Cartea Faptele Apostolilor, se adresează grecilor care erau acolo și care erau interesați de lucruri noi, erau curioși cu privire la ce avea să spună acest om care vorbea despre un zeu sau un Dumnezeu necunoscut. Și Apostolul Pavel îl prezintă pe Dumnezeu și de la versetul 24 îl spune: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Cu ce scop? Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Deci aici Apostolul Pavel îl prezintă pe Dumnezeu și arată cum Dumnezeu a creat omul dintr-unul singur, din Adam, așa cum cunoaștem din cartea Genesa, și Dumnezeu le-a poruncit să locuiască pe toată fața pământului, dar a așezat anumite hotare cu privire la timp, anumite vremi, și astfel și în cartea Eclesiastul ni se spune că omul nu are autoritate sau stăpânire asupra zilei nașterii sale și nici măcar asupra zilei morții sale. Acestea sunt hotare stabilite de Dumnezeu, puse de Dumnezeu când să ne naștem și de asemenea și cu privire la moarte, la trecerea din această viață. E adevărat că sunt unii oameni care am putea să spunem că grăbesc trecerea din această viață, în special cei care se sinucid, își pun capăt zilelor și din nefericire sunt destul de multe situații de felul acesta. Dar Dumnezeu este Cel care a așezat aceste limite și aceste hotare cu privire la timp și apoi hotare cu privire la spațiu, hotare din punct de vedere geografic, a pus anumite hotare locuinței lor. Și în aceste hotare, în aceste limite pe care Dumnezeu le-a pus pentru om, Dumnezeu de asemenea a dat un scop omului, spunea Apostolul Pavel, ca omul să-L caute pe Dumnezeu, să se silească, să-L caute pe Dumnezeu silindu-se. Acesta este unul dintre scopurile majore pentru care noi ca oameni existăm, de a căuta pe Dumnezeu, și noi vedem de asemenea, ne spune Sfânta Scriptură, că și Dumnezeu îl caută pe om. L-a căutat pe om în grădina Edenului, a stat de vorbă cu el și când omul s-a ascuns, Dumnezeu insistă și îl cheamă și îl strigă după Adam, până când Adam se prezintă înaintea lui Dumnezeu. La fel face Dumnezeu și astăzi cu noi. Noi îl căutăm pe Dumnezeu, dar în același timp Dumnezeu e Cel care ne caută pe noi și ne-a căutat pe fiecare dintre noi când eram în alergarea noastră, când eram în problemele, în frământările noastre, în viața noastră. Dumnezeu a fost Cel care ne-a căutat, care ne-a vorbit, care ne-a chemat prin glasul Evangheliei sale, prin vis de noapte, prin vedenii, prin multe alte mijloace Dumnezeu a vorbit, ne-a vorbit nouă, așa cum spune Iov, că Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când în alt fel. Îi vorbește prin visuri de noapte, vorbește prin durere omului, prin suferință. Uneori e strigătul lui Dumnezeu, așa cum spunea C.S. Lewis,
atunci când omul nu ia minte la glasul lui Dumnezeu prin Evanghelie, care este ca o șoaptă a lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu strigă la om prin durere, ca omul să se oprească și să se întoarcă înspre Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus și sunt hotare care sunt prestabilite de Dumnezeu, pe care noi ca oameni nu le putem trece, așa cum este, cum am spus, despre hotarul timpului, în ce perioadă să ne naștem, în ce familie să ne naștem, care să fie părinții noștri, care să fie frații, surorile noastre, dacă îi avem. La aceasta noi nu avem control, niciunul dintre noi nu am putut să spunem dinainte, eu aș vrea să mă nasc în familia cu tare, în locul cu tare, să am pe fratele așa, pe sora așa, să am un frate numai sau o soră, sau să am mai mult sau să mai puțin, sau să fim singuri. Niciunul nu am avut și nu avem acest control. Aceste hotare și aceste limite sunt stabilite de Dumnezeu și este foarte bine așa. Însă sunt alte hotare și alte limite care sunt recomandate de Dumnezeu, pe care, la care omul poate să asculte și să le urmeze sau poate să le depășească sau uneori să nu ajungă până acolo. Și acesta este un lucru important pentru noi și pentru viața noastră. Și vedem în pasajul care l-am citit că alături de hotare care sunt puse aici sunt de asemenea menționate porți. Ce este o poartă? O poartă este un mijloc care este așezat fie la o clădire, așa cum este aici ușa la intrare, fie la o proprietate care uneori poate să fie închisă și delimitează un spațiu în care nu ai acces. De asemenea, poarta oferă posibilitatea de a intra acolo atunci când poarta este deschisă. Din punct de vedere spiritual și asupra acestui aspect aș vrea ca să privim puțin, că aceasta are relevanță și importanță pentru noi. Noi avem anumite dimensiuni spirituale care sunt puse înaintea noastră, în care noi suntem chemați să ne mișcăm, să ne deplasăm, să ne trăim viața noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și credincioși care îl iubesc pe Domnul și care caută să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și pentru a intra în aceste dimensiuni și în acest spațiu spiritual, care nu este neapărat un spațiu geografic, ci are dimensiuni spirituale, de asemenea este o poartă prin care suntem chemați să intrăm. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos vorbește despre o poartă largă și o poartă îngustă. Poarta aceea largă duce la o cale lată, iar poarta aceea strâmtă duce la o cale îngustă. Însă, în același timp, poarta aceasta strântă sau îngustă este personificată și personificarea este în Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, mai departe, în capitolul 15, Domnul Iisus ne duce la o altă metaforă, la altă figură de stil, la altă formă de vorbire. Și aici este această formă de vorbire în care Domnul Iisus se prezintă pe sine adevărata viță. Și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, deci e legat organic de viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi suntem mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Cum este rămânerea aceasta în Domnul Iisus Hristos? Pentru că El nu este ca un spațiu geografic, o zonă în care să intri și să știi că ești prezent
acolo, așa cum suntem acum în această casă de rugăciune, în orașul Troy, statul Michigan, Statele Unite ale Americii, sau suntem în altă parte și știm exact latitudine, longitudine, spațiul unde ne găsim. Cum poți să știi că ești în Domnul Iisus Hristos? Auziți mai departe ce spune? Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele. Cum rămânem în Domnul Iisus Hristos și cum ne deplasăm în acest spațiu spiritual, dacă vreți, fiind în cuvântul Domnului Iisus Hristos. De aceea, ca să cunoaștem că suntem în Domnul Iisus Hristos, noi trebuie întâi să cunoaștem cuvântul Domnului Iisus Hristos, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel mergem mai departe în cercetarea cuvântului, așa cum se spunea mai devreme, în călătoria noastră prin Sfânta Scriptură, și ar dori să mergem la epistola lui Pavel către Efeseni, unde Apostolul Pavel aduce înaintea noastră o lume patru-dimensională, am putea să o numim. Noi acum suntem trăim mai mult într-o lume tridimensională. Și în epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 3, este rugăciunea lui Pavel, de la versetul 16, doresc să citesc Efeseni, capitolul 3, și spune el: și-l rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui, unde? În omul din lăuntru, în omul spiritual, în omul duhovnicesc, în partea spirituală sau duhovnicească a ființei noastre, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Și cum locuiește Hristos în inimile noastre? Prin credință. Prin credință. Credința este acea capacitate spirituală a omului, a noastră, care ne pune în brațele lui Dumnezeu, care ne pune în brațele Domnului Iisus Hristos. Prin credință noi intrăm în această stare de har în care suntem și în care ne bucurăm, scrie Apostolul Petru. Credința ne pune în această situație. Ce face credința? Credința ia pe cuvânt pe celălalt. Când soțul îți spune ceva ca soție sau dumitale sau dumneavoastră ca soție și spui că îl crezi, ce înseamnă? Ai luat pe cuvânt ceea ce el ți-a spus. Când îți spune: am câștigat 2500, ai crezut. Iar dacă te uiți la cec sau la sumă și vezi că îți 2700, ridică întrebări. Dar asta e o parte frumoasă. Dacă îți 2300, asta e o parte mai tristă. Deci îl crezi, îl iei pe cuvânt. 2500 sunt 2500. A fost acolo, într-adevăr, acolo a fost. Crezi, îl iei pe cuvânt. Asta înseamnă și cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Îl luăm pe cuvânt. Prin credință. Pentru ca, cu ce scop acum? Pentru ca, având rădăcina și temelia. Aici sunt două imagini în același timp oferite. Rădăcina este imaginea unui pom, a unui copac. Având rădăcina și temelia. Temelia este imaginea unei clădiri care are o fundație. De fie că suntem în imaginea pomului, Psalmul 1, cel care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori și nu umblă pe calea celor păcătoși, își găsește plăcerea în legea Domnului, cugetă ziua și noaptea la legea lui. Cum este el? El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își aduce rodul la vremea lui și care are rădăcinile. Și apoi imaginea de casă, mergem la Domnul Iisus Hristos. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, este un om cu judecată, care și-a așezat casa și a pus temelia unde? Pe stâncă. Vin vânturile, vin valurile, vin șuvoaiele, vin ploile și lovesc în casă. Dar ea are temelia pe stâncă și ea nu se dărâmă, ea nu este demolată, ea nu este dusă. Pe când cel care aude cuvântul sau citește și nu-l urmează, are casa zidită pe nisip,
și peste el vine vântul, și peste el vine ploaia, și peste el vine șuvoaiele, și ce se întâmplă? Se duce. S-a dus. Dar spune, și rădăcina, și temelia puse unde? În dragoste. În dragoste. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții. Și aici sunt dimensiunile. Care este lărgimea? Care este lungimea? Care este adâncimea? Și care este înălțimea? A cui? A dragostei lui Hristos. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Uitați ce dimensiuni extraordinare! Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dar cum? Ca pom cu rădăcina în dragoste, ca o clădire cu temelia, cu fundația în dragostea lui Hristos. Acum mai concret puțin, ca a spune plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, și aceste lucruri parcă sunt mai abstracte și sunt mai greu de a fi înțelese pentru noi și de a le lua. De aceea aș dori acum să mergem la dimensiunile exacte, dacă pot să le numesc așa, care sunt puse înaintea noastră. Și Apostolul Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 5, el pune înaintea credincioșilor din Galatia, și face lucrul acesta și în Efeseni, și în Coloseni, către cei din Colose, pune aceste hotare în care credinciosul este chemat să se miște. Vă aduceți aminte de unul dintre bărbații Vechiului Testament, cel mai puternic bărbat al Vechiului Testament, Samson. Acest bărbat care a fost dat prin promisiune divină, prin profeție, și pentru care s-au dat niște instrucțiuni foarte clare și foarte exacte cu privire la mama lui, cât timp este însărcinată, și apoi cu privire la viața lui, cum să trăiască. El are o viață, până la un moment dat, destul de dreaptă, am spune noi, destul de clară, dar apoi începe să oscileze, întâlnindu-se cu femeia aceea, Dalila. Însă este ceva interesant care e scris în cartea judecătorilor cu privire la acest bărbat, și anume, dimensiunile lui de mișcare geografice sunt date între Țoria și Eștaol. Așa spune. El s-a mișcat între Țoria și Eștaol. Asta a fost dimensiunile lui de deplasare. A noastre dimensiuni sunt de mii de ori mai mari decât ale lui, ca și distanță. Și știți ce este interesant? Că mormântul lui, după ce a murit, a fost așezat tot între Țoria și Eștaol. Mormântul lui, după ce el a murit acolo, când, fiind la râșnița aceea, a cerut la petrecerea filistenilor să îl asculte încă o dată Dumnezeu, și este ascultat și se dărâmă structurile respective și oamenii cad și mor și vin evrei și îl iau și îl înmormântează între Țoria și Eștaol. Acesta, din punct de vedere spiritual, este un mesaj pentru noi, că între dimensiunile în care noi ne deplasăm, ne mișcăm spiritual de data aceasta, acolo este și finalul. Și aici este chemarea în care noi trebuie să ne mișcăm, hotarele în care noi trebuie să trăim. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Fiind în dragoste, iubind pe Dumnezeu, iubind pe semen. Versetul 14 din capitolul 5 din Galateni. Auziți? Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. A iubi.
Când este vorba de relație cu Dumnezeu și cu semenii, dimensiunea relației este iubirea. Iubirea. Aceasta este atitudinea. Aceasta este actul voinței. Când de la iubire se îndreaptă spre altceva. Indiferență față de aproapele meu, de semenul tău. Că nu vine dintr-o dată ura neapărat, ci poate să fie indiferența, să nu-ți pese. Apoi de la indiferență să vină evitarea, să locolești. Apoi să vină ura, care te face să te bucuri de necazul celuilalt, în loc să te întristezi, să te mâhnești. Dragostea. Apoi e bucuria. Bucuria. E pacea. Acestea sunt stările interioare ale credinciosului. Dragoste, bucurie, pace. Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Acestea sunt hotarele pentru noi ca și creștini autentici, veritabili, care sunt puse înaintea noastră, în care suntem chemați să trăim. După ce am intrat prin poarta care se numește Iisus, și am ieșit și rămânem în Iisus ca loc de mișcare, ca loc de viață, ca loc de trăire. Oricât ne urcăm de sus, e dragostea Lui. Oricât coborâm de adânc, e dragostea Lui. Oricât mergem pe lateral, e dragostea Lui. Oricât mergem pe lungime, e dragostea Lui. Aceasta înseamnă că e o ființă care se mișcă și pe verticală și pe orizontală. Aceasta înseamnă că este o ființă care fie înnoată, fie zboară. Doar astfel de ființe pot să se miște în aceste patru dimensiuni. Pește, păsările și credincioșii. Ei merg în aceste dimensiuni. Ei nu merg doar pe un plan plat, ci noi ne mișcăm, spiritual vorbind, în aceste dimensiuni. Și acestea sunt hotarele care sunt puse înaintea noastră. Dacă ieșim din hotarul iubirii, este greșit. Dacă ieșim din hotarul bucuriei, este greșit. Dacă ieșim din hotarul păcii, a îndelungii răbdări, a bunătății, a facerii de bine, a credincioșiei. Vorbeam mai devreme despre faptul credinței. Credința este a lua pe celălalt pe cuvânt. Credincioșia este a păstra tu cuvântul, a păstra eu cuvântul. A fi credincios promisiunii cuvântului pe care l-am dat. Și fiecare creștin a avut un moment în viața lui, creștinul autentic, creștinul nou testamental, când și-a dat cuvântul înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor în mod public, prin apa botezului, prin legământul botezului. Și chemarea noastră este această credincioșie când am spus, până când? Până la moarte. Când am fost întrebat, crezi? Și am răspuns, da. Și am spus cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul, cu tot sufletul. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Dacă am vorbit de hotarele lui Israel, a țării,
cu atât mai mult noi, din punct de vedere spiritual, avem hotare mult mai mari decât ale lor. Din punct de vedere geografic, Israelul avea niște dimensiuni. Din punct de vedere geografic, dimensiunile noastre sunt date de Domnul Iisus în Fapte 1 cu 8 și în Matei 28. În Fapte 1 cu 8, care sunt aceste dimensiuni? Spune, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și unde? Până la marginile pământului. În Matei 28 și Marcu cu 16, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Acestea sunt acum hotarele. Ele nu mai sunt de ordin național, nu mai sunt de ordin etnic, nu mai sunt de ordin de felul acesta în care să fii într-un anumit spațiu, ci ele sunt universale. Vedem cum în Europa s-au dat la o parte granițele. Țările din comunitatea europeană, românii pot să meargă cu buletinul, se spune, în toată Europa. S-au gândit că voi intra în spațiu Schengen și atunci va fi chiar și mai ușor de lucru și de călătorit. Dar granițele sunt date la o parte. Ai trecut de Ungaria și nu mai ai graniță în care să te întrebe unde mergi, cu ce scop mergi, pentru cât timp mergi. Poți să călătorești în toată Europa. Din punct de vedere spiritual, granițele noastre sunt imense. În același timp sunt limite. Și apostolul scria, feriți-vă de orice se pare că este rău. Pe de o parte, limitele sunt imense. Pe de altă parte, suntem chemați să mergem pe calea îngustă. Și Efeseni 1 cu 17 și vă invit să ne și ridicăm, că am vrea să ne rugăm în această direcție. În Efeseni 1 cu 17 în continuare și aș vrea să ne rugăm în ceea ce Pavel se roagă pentru cei din Efes. Zice, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Amin. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Noi avem o nădejde extraordinară, supranaturală. Care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți? Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie a Statelor Unite, a lui NATO, a comunității europene, este Domnul Iisus Hristos. Mai presus de orice stăpânire, de orice autoritate, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El, adică Dumnezeu Tatăl, i-a pus totul sub picioare și i-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Mări să fie Domnul! Sunt lucruri extraordinare! Sunt lucruri nemaipomenite, sunt mistere pentru mulți dintre noi, dar ne rugăm ca Domnul să ne le descopere, să ne dea o minte luminată de Duhul Sfânt, să le putem înțelege, să le putem pricepe și apoi să le trăim și să ne bucurăm în ele și să-i dăm slavă lui Dumnezeu, noi și copiii noștri, familiile noastre și biserica întreagă. Haideți să ne rugăm și să mulțumim Domnului că El ne dă viitor și nădejde. Amin.